Pornind și de la ce publică astăzi Stelian Ion, care încearcă, ați văzut postarea lui, la un moment dat zice că am așteptarea unei anchete corecte, rapide și numai căreia să aflăm adevărul foarte clar, dosarul zice, mă rog, eu asta cred că vorbește de parcă e ministrul culturii. Credeți că îl schimbă pe Stelian Ion ăsta de la justiție? Da. Poate că știți și dumneavoastră, după un mandat și ceva al lui Klaus Iohannis, eu cel puțin l-am ca om. Este un om foarte ranchiunos, dar ranchiunos nu cu adversare, ci cu amicii politici și cu cei care, nu știu, fac temenele. În cazul lui Stelian Ion, interesant. Vă reamintesc următorul lucru. Stelian Ion, la începutul anului, a avut o succesiune de conferințe de presă unde a prezentat legile justiției. A prezentat legile justiției și în public a spus că unul din punctele esențiale este scoaterea procurorului general, șefului de COSDNA, de sub pixul președinte. Da. Nu. Atunci o să vedeți de ce a căpătat ranchiună Klaus Iohannis. Atunci a intervenit un domn pe care acum, care vorbește pe toate drumurile, care se numea Ludovic Orban, mai țineți minte? Da. El atunci era Emil Boca lui, noi nu uităm, stimați confrații, noi nu uităm că el a fost mai mare decât Câțu. Dacă mă uit bine, Câțu public nu chiar atât de slugă între noi fie vorba, o fi în particular. Dar Ludovic Orban a fost Emil Boca, era biet copil. Știți că împreună cu Paler pusesem la Antena 3 unitatea de măsură a zlugărnicii. Bocul. Da. Da. Ei, acum era Ludovic Orban. Și Ludovic Orban a intervenit și a fost foarte dur și a spus că legile acestea nu au fost discutate în coaliție. La prima conferință de presă, Klaus Iohannis întrebat a făcut-o pe superiorul. A zis, nu mă interesează cu tare. Însă cum el, cu Stelian Ion, continua această poveste, la următoarea conferință de presă a spus că nu e de acord cu acest punct. Asta, ranchiuna a venit din faptul că l-a obligat pe el să se autodenunțe. Doi, anul acum, nu de mult, dacă nu mă înșel, s-a făcut domnul Stelian Ion, a făcut o altă greșeală. A venit cu o propunere pentru șefia DICOT, dar fără să-l întrebe pe Klaus Iohannis cum stă protocolul anticonstituțional. Toate aceste lucruri au făcut ca Klaus Iohannis i s-a pus pata pe el. Cred că și, dacă vreți să mă înțelegeți, că așa a fost și la Dragnea, așa a fost și la Ponta, cred că el, acum ca să fiu sincer, să fiu shakespearian, eu cred că Klaus Iohannis nu suportă, și mi-a spus asta mie în singurul interviu pe care l-a dat vreodată unui jurnalist când era el candidat, mi-a explicat atunci că nu suportă nerespectarea cuvântului. Probabil că și Dragnea și cei care au suferit, și Ponta, probabil că și Stelian Ion, probabil, mai mult ca sigur că și Ludovic Orban, au făcut acolo temenele. Și deodată el i-a luat în serios și deodată cei care au făcut temenele și-au arătat geruțele. Și atunci asta îl face pe el. El nu era închinos pe adversari, pentru că, mă rog, adversarii sunt adversari, dar cei care s-au dus și s-au căciulit și s-au înțeles cu el și apoi nu au respectat, probabil că și Stelian Ion. Mai țineți minte, la un moment dat Stelian Ion a zis că a fost la Cotroceni și a luat lumea. Deci, cred că o să-l schimbe.